bine v-am găsit la ședința extraordinară din data de 30 iunie. Avem 4 puncte pe ordinea de zi, plus o suplimentare. Citesc întâi suplimentarea, să o aprobăm în ordinea de zi sau în ordinea de zi? Nu, deci e ordinea de zi așa cum e propus. Ordinea de zi este din 4 puncte. Primul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Curavoi pentru anul 2022, inițiat domnul primar Silviu Tinei. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență pentru înmormântarea doamnei Simion Gabriela, inițiator domnul primar Silviu Tinei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării festivalului absolvenților în perioada 15-17 iulie 2022, inițiator domnul primar Silviu Tinei. Și 4. Luare la cunoștință decizii numărul 11 din 3-6-2022 pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în raport de audit financiar. Domnul Tătaru. Da. Nu ne auzim. Numărul 42.550 din data de 5-5-2022. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Suplimentarea ordinei de zi este privind proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, lucrări amenajare exterior, clădiri administrative, strada Pătrășcani, Cătun Pătrășcani, Comuna Curavăi, județul Bacău. Sunteți de acord și cu suplimentarea ordinei de zi? Toată lumea. Mulțumesc. Trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Curavăi pentru anul 2022, inițiator domnul primar Silviu Tinei. Domnul primar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați consilieri, bine ați venit la ședința extraordinară a lunii iunie. Nu vorbim de o rectificare foarte, foarte vastă, mici mutări între conturi pentru a ne putea desfășura activitatea curentă. Se diminuează cu suma de 1,5 miliarde, așa cum v-am spus de la bun început, lucrarea de sistematizare curs primărie, pentru că devizul general înaintat de către proiectant depășește cu mult posibilitățile bugetului local, fapt pentru care voi renunța la acest proiect în acest an, 5 miliarde de sumă consistentă pentru bugetul local al Comunii Curavăi. Nu am de unde să-i pun, nu consider atât de urgent să facem lucrarea asta. Fapt pentru care ceea ce am bugetat acolo se va duce către altă investiție care va căpăta formă și contur cât de curând. Din acei 150.000 de lei, mare parte pleacă la cheltuielile de capital pentru investiția lucrării exterioare care era administrativă sat Pătrășcan. E un obiectiv pe care cu toții vrem să-l vedem reabilitat. Au fost discuții de totdeauna cu privire la faptul că cetățenii satului Cătunului Pătrășcani votează în condiții indecente, insalubre pentru anul în care ne aflăm. Și mare parte din banii vom duce acolo pentru definitivarea lucrării. Vorbim de diminuarea cu sumele de câte 16.000 de lei la fiecare loc de joacă din cele 3 sate. Nu iau banii, ne-au rămas banii, deci sunt economii. Noi am estimat o sumă de 50.000 de lei la fiecare loc de joacă. În urma licitației publice postate pe SICAP, am ținut o sumă mult, mult mai mică, fapt ce ne permite să mai facem economii, care pleacă la capitolul administrației pentru cheltuieli curente. La fel vă propun și virarea de credite bugetare în cadrul același capitol. Conform decizii Curții de Conturi, va trebui să constituim fondul de rezervă pus la dispoziția autorității locale, respectiv a primarului, în sumă de 1.000 de lei. Legea nu prevede o sumă exactă, poate să fie 1 leu, poate să fie 10 miliarde. El trebuie constituit și prin această rectificare de buget îndeplinim și una din măsurile dispuse de Curtea de Conturi. La capitolul Cultură, Recreere și Religie, v-am propus câte 50.000 de lei odată pentru organizarea cupei off-road, așa cum ați aprobat-o în ședința anterioară, și la fel 50.000 de lei pentru organizarea Festivalului Absolvenților în perioada 15-17 iulie 2022. Acest punct din rectificare se coroborează cu următorul punct, suplimentarea cu suma de 15.000 de lei la capitolul 6802, ajutoare sociale pentru elevi. Știți foarte bine că începând de anul trecut am început să premiem, cu ghilimele de rigoare folosesc cuvântul premiere, am început să recompensăm, să spun așa, elevii cu care reușesc să ia bacul și obțin și note foarte, foarte bune. Avem un regulament în vigoare, vom merge pe același regulament de anul trecut. De la media 7 în sus, crescând 7,49, 7,50, 8,49, știți foarte bine regulamentul.
îl vom aplica și anul acesta. Cred că ne încadrăm cu cei 15.000 de lei, pentru că anul acesta sunt mai mulți, mai puțin elevi care au susținut bacul decât anul trecut, respectiv evaluarea națională de clasa 8-a. Punctul festivalul absolvenților, împreună cu această rectificare de 15.000, se vor desfășura în perioada 16-17 iulie. Și are în prim plan un mic festival local, în care principalii actori să fie elevii care au obținut rezultate bune și foarte bune la evaluare naționale, vor fi premiați și aplaudați la scenă deschisă de către toată comuna. În paralel cu acest eveniment sau concomitent cu acest eveniment, vom desfășura și mici activități artistice, culturale, pe raza Comunei Gurăvăi. Să nu numim zilele comunei, o să numim Festivalul Absolvenților. Nu suntem atât de bogați ca să desfășurăm zilele comunei. Vor fi invitați artiști, copii locali, vor fi invitați gimnaști, care au obținut rezultate foarte, foarte bune la ultima Cupă Nadia. Vor fi premiați, vor da și un spectacol. Va fi o manifestare frumoasă pentru comuna noastră. Toată comuna este invitată. Asta e rectificarea pe care vă propun. V-am spus, e o mici mutări de bani în conturi, nu vorbim de rectificare importantă și foarte, foarte mare. Mulțumim, domnule primar, dacă sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot. Atunci, cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență pentru înmormântarea doamnei Simion Gabriel. Domnule primar? Da. Știți că primăria a devenit mama răniților în ultima perioadă. Ea avem și o obligație legală. Atunci când nimănui nu mai pasă de tine, te abandonează în spital, mori acolo și trebuie singura pe primar, așa s-a obișnuit întotdeauna. Așa o fi. La urma urmei să se noteze gestul creștinesc în dreptul Consiliului Local. Am avut o situație din nou neplăcută în spitalul de la Buhuș. O doamnă, Simion Gabriela, ea este din Dumbrava, de loc pe domiciliu. Da, dar de recunoscut, rudele n-au mai recunoscut-o, n-a vrut să o ridice nimeni din spital. Știți cum pun problema cei de la spital, vă aduc în fața primării. N-aș vrea să o văd în fața primării. Dar fata avea, domnul primar, avea și o chestie, adică, cred că dacă s-a interesat, v-aș ajutor de mormântare. N-am mai stat să fac anchete, v-am spus, timpul a fost scurt, afară este foarte, foarte cald. Și nu putem să ne plimbăm cu mortul pe drum. Am făcut aceeași procedură, lucrăm cu o firmă de pompe funebre, ne ajută foarte, foarte mult, ne face pachetul ăla social standard pentru cazuri de genul ăsta. Părintele de la Dumbrava a fost suficient înțelegător, a organizat el acolo parastasul, slujba. Suma pe care vă propun este de 2500 de lei, aceasta include transportul de la Buhuș, preluarea, îmbălsămarea, care a achitat o firmă de pompe funebre, sicriul, hainele și crucea și cu numele și prenumele. Deci 2500 de lei, domnul secretar, să notezi suma pe care o propun. Nu se poate, nu știu, primăria de asta, dacă primăria se poate să adreseze către casa de pensie? Nu ni se dă nou. Noi nu putem ridica, noi ca și primărie. Factura pe ce nu mi-a făcut? Răvăr, la pompi, pe factura pe primărie. Da. Nimic pe primărie. Ești de contăm noi, nu? Serviciul de pompi. Da, eu îi plătesc firme de pompi funebre, acest serviciu detaliat pe care l-au făcut pentru aducerea. Noi nu avem cu cizme, vă dați să mă duc cu Duster-ul după ea, sau după... Nu, nici n-ai voie. Nici n-ai voie. Deci, nici n-ai voie. Ce zoie, asta e, mai... Da. E un gest, v-am spus. Da, nu prea am avea. Nu că nu am întâlnit și nu prea îmi convine, pentru toată lumea începe să-și ia răspunderea, dar am verificat și nu avea rude decât o soră care nu răspundea pe la foc și am restul spis de gradul 4, adică nu aveam nici pârghi legale și nu. O să vină, probabil, să implementăm un regulament la un moment sau o anumită exprimare într-o hotărâre de Consiliul Local, că în cazul de tipul ăsta, când vin cei la dezbaterea moștenirii, că am mai pățit după aia, după ce au murit, l-am îngropat noi, au apărut și dezbaterea moștenirii, să achite și contravalarea pe care a plătit-o primării. Da. O să venim cu o modificare a regulamentului de ajutoare de urgență și cam așa o văd. Pentru că unele cazuri sunt chiar aplicate, concrete, nu au rudii, nu are cine să-i îngroapă, mai știți foarte bine cei de la ajutor social, cam sunt singuri. Dar s-au mai auzit că primăria mai îngroapă. Păi s-a cam înmulțit cazurile, aia e problema. Da. Nu am depășit bugetul. Poți să-i faci, n-ai fost. Nu am depășit bugetul alocat pe anul ăsta, dar nici nu vreau să mai fac rectificări. Să devin o regulă. Dacă mai sunteți scrieri la cuvânt? Nu, supuneți la vot.
Supun la votator. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului Absolvenților în perioada 15-17 iulie 2022. Domnule primar? Da, am prefațat puțin mai înainte despre ce este vorba. El se va desfășura concomitent cu Cupa Offroad Curavăi. Cupa Offroad va avea traseul ei separat. Din ce am discutat cu organizatorii, interferența și amestecarea oamenilor în cupă nu este de bun augur. Cetățenii vor putea admira mașinile în parcul tehnic, dar va exista o delimitare a ceea ce se întâmplă în spatele linii și tot ce ține de concurenți, participanți, arbitri, fras, reprezentanți și cetățeni. Cetățenii vor asista la spectacol, vor vedea, dar nu se vor putea băga pe sub mașini, pentru că mașinile sunt ridicate pe cric. Duci un copil, se uită, niște condiții de siguranță trebuie impuse, fapt pentru care ei au activitățile și traseul lor publice, pe care le vor vedea oamenii, iar noi, în paralel, vom desfășura Festivalul Absolvenților, pe data de 16-17, debutăm cu, pe data de 16, cu o discotecă în aer liber, în intervalul orar 5-24. Consider că este o oră destul de ok, mai cade soarele în perioada respectivă și adunăm tineretul și nu numai. Aici sau? O să fie făcut pe terenul de sport, pe baza sportivă o să fie desfășurate toate, toate forțele. Astfel nu vreau să interferez în traseu. Este și nocturnă acolo, putem deschide becurile pe timp de noapte. Vom avea scenă, vom avea un DJ, vom avea invitați, v-am spus, merg foarte mult pe artiști locali, vorbim de Teodora Chelmuș, de Roxana Pradaiș la Dumbrava și mulți cei care mai știu că mai cântă, o să vină Daria Tănase, o să ne dea un număr de gimnastică. Vreau să fie ceva frumos, cu tentă artistică, culturală. O să fie și invitați firmei organizatoare care se ocupă cu o halbă de bere, cu un mic, cu un grătar, dar la modul foarte, foarte restrâns, adică nu o să permit accesul a mai mult de 3 firme. Deci nu facem hălămustii și bălci. O să fie maxim 3 firme care se pună la dispoziție așa ceva. Din comun sau din afară? Eu aș prefera să fie firme organizatoare din comun, dar asta depinde foarte mult de cei care depun cereri de autorizare, degeaba, sau dacă au putere. Și știți foarte bine că pe raza comunii nu avem firme care să se preteze la așa ceva. Eu m-aș bucura, pentru că tot toate bonurile tăiate înseamnă TVA pentru comun. M-aș bucura mult, dar asta nu ține neapărat din și nici nu prea poți îngrădi dreptul oricărui al participant, dar doar că vom stabili prin regulament în votarea de Consiliul Local de pe 8 iulie, când intrăm în ordinar, o să stabilim faptul că nu permitem accesul mai mult de 3 firme. Nu vreau să fie bâlci. Vreau să fie de toate, dar să fie mai mult spațiu pentru populație, pentru cetățeni. Aveți și programul așa cum l-am gândit. Mare parte este după amiaza, după desfășurarea probelor de off-road, adică ele se cam sub cer. Și exact ce v-am spus, premiera la seara deschisă la ora 8, chemăm toți absolvenții, le dăm diplome, le dăm bănuții, îi felicităm, îi aplaudăm. După care, de la 21 la 24, discotecă în aer liber, distracții, la scenă deschisă, cum se spune. Mulțumim, domnule primar, dar acum să ne scrie la spune. Da, ceva frumos, pentru comunitate, am mai spus, am spus, zilele comune, dar ceva să o nimeni și cu concursul ăsta și e frumos, adică... Se vede că s-o... Nu, dar e ceva frumos, cum să spune, parcă, și locuitorii comunești ar vrea și cum sunt în altă comunță. Nu mai destin. Da. Mai socializăm, mai întâlnim. Eu zic că pentru, e binevenită pentru toată suflarea comună. N-are cum să nu. Atât am. Mulțumim, domnul Daru. Supun la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul 4. Luarea la cunoștință, decizia numărul 11 din 3-6-2022 pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în raportul de audit financiar numărul 42.550, din data de 5.05.2022.
Domnule primar? Întreb consilierii mai vechi la asta. Când ați mai văzut o decizie de, a Curții de Conturi atât de subțire? Are câte pagini? Dar nu știu dacă am văzut. Nu știu, eu vă întreb când ați mai văzut. La mandatul trecut am hotărât chiar să văd, da? 27 de pagini are decizia Curții de Conturi. Mi-a aduc aminte pe celălalt, chiar am secretar. Aia bine, dar în ședință nu s-a făcea toate. Nu, nu există administrație perfectă, asta să... Dar n-are cum. Nu există. Asta oricât aș... Și gândiți-vă că perioada de audit a fost și pe timpul meu și pe timpul fostei administrații, adică 2019, 2020, 2021. Și au ajuns numai la conductorul Andrei. Da, m-au dat pe ca idei, decizia este una cât se poate de favorabilă. Deja am contestat punctele pe care nu ne... Am făcut o notă divergentă de la bun început și nu mi s-a părut, mai mult tentă decât dreptate. O să vi le iau punctual și cele mai importante dintre ele. Ceea ce ține de școală nu mă bag, este ordonator terțial de credite. Le s-o stabilit și lor în sarcini câteva abateri, dar nimic de neîndreptat. Avem de la cele mai importante de la punctul 13. Restul v-am spus. N-ați făcut fondul de rezervă, n-ați făcut inventarierea, lucrăm la ea. A fost și perioada asta de pandemie în care nu s-a făcut inventaria masa impozabilă. O să punem la punct. De la punctul 13 încolo, primul lucru l-am și contestat la curte. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielor de personal, nerecuperarea în termenul legat de 90 de zile la bugetul FNUASS a indemnizației pentru incapacitate de muncă. Ce spun auditorii? Auditorii spun, e vorba de concediile medicale. Sunt persoane care au mai avut concediu medical în primărie în perioada asta. Ele sunt decontate la bugetul de stat. Trebuia depus un formular la Casa de Asigurări de Sănătate a județului Bacău și în termenul care doreau ei, ni se virau sumele. În total, e vorba de, pe 3 ani de zile, 51.590 de lei. Dar, între timp, datorită pandemiei, toate aceste prevederi au început să mai schimbe. A apărut chiar și decizia Curții de Conturi în sensul ăsta. Spune că aceste sume sunt creanțe și pot fi recuperate în 5 ani, nu 90 de zile. Am uzat de această prevedere legală, am făcut contestații la curte, dacă o să o accepte bine, dacă nu mergem în instanță și vă spun că pe jurisprudență câștigăm. Deci nu sunt probleme. Au mai apărut probleme la interpretarea legii salarizării unitare, asta după ce am lăsat eu ștafeta de secretar jos, cu privire la nivelul maxim al salariului, pe care legea 153/2017 îl prevede a fi indemnizația viceprimarului, deci nimeni din primărie nu poate depăși indemnizația viceprimarului. Dar, totodată, au apărut și legile privind norma de hrană, iar formularea din acel drept salarial sună așa. Începând cu data de, angajatorul acordă obligatoriu, scrie în lege. Deci, avem două prevederi legale care le se bat cap în cap. Pentru că legea normei de hrană nu vine și spune că se respecte prevederea în care spune că domnule, nu poate depăși indemnizația viceprimarului. Este un drept separat, care nu s-a dat până acum, a început să fie, posibil să fie luat, el nu e un drept constant și nu ne încadrează, adică avem o singură limitare, ca tot cuantumul sporurilor acordate într-o instituție nu fie 30% mai mare de 30% din bugetul alocat. Ori primăria Gorabăi, știți foarte bine, care a fost în Consiliul Local în 2017, primăria Gorabăi așa au fost discuțiile cu angajații, nu acordă alte sporuri. Am majorat salariile atunci, consistent, dar condiția au fost că noi nu mai dăm alte sporuri care poate ar fi prevăzute de lege. Ei, și aici am ajuns într-un conflict, zic eu, juridic și un conflict de interpretare față de auditori. Ei au reținut că peste viceprimar niciun leu. Eu am spus, domnule, când scriu obligatoriu, sunt pasibil de sancțiuni. Pentru că nu o dau, dacă n-aș dau. Așa va hotărâi instanța. Deci e interpretabil. Este foarte interpretabilă legea în sensul ăsta. Am avut trei consilieri locali, nu pe timp, adică unul singur pe timpul meu, care nu au respectat
participarea la o ședință pe comisie și o ședință pe plen, posibil să fie neapărat o scăpare în cadrul consemnărilor, dar va trebui să recupere sumele de la, de la dânsii. Îți șase, văzut. Îți șase, da. Să știi? Îi știm, da. Nu o să dau numele și prenumele, sunt trecuți în raport, nu faceți parte niciunul dintre ei. Nu? Nu. Am scăpat. Da. Am ajuns la punctul care mă doare cel mai tare, și pe mine, și pe domnul secretar, și pe domnul contabil. La fel, dintr-un conflict legislativ, auditorii spun că dacă, nu, dacă ți-ai concediu de odihnă și te vede lumea, te judecă lumea. Dacă nu ți-ai concediu de odihnă, te judecă curtea de conturi. Da. Și noi, ajungând într-un an de zile, la momentul în care nu ne-am luat concediu de respectiv din 2020, eu nu mi l-am luat. La domnul secretar la fel, domnul contabil în aproape aceeași situație. Pentru că funcțiile de conducere nu pot să-și ia concediu așa când vor ele sau când apar situații neprevăzute. În cazul meu, ca primar, legea spune că pot să-mi deleg atribuții, dar nu totalitate. Atribuții pe situații de urgență, atribuții pe, pe financiar contabil nu pot fi delegate sub nicio formă. Trezoreria nu acceptă hârtii cu semnătura viceprimarului sau alte persoane delegate, sub nicio formă. Pentru că răspunderea patrimonială o am eu. Deci astea sunt povești cu delegarea. Eu am spus, domnule, nu ți-ai luat concediu în anul respectiv, îți impun bani. La fel, am contestat și în cazul meu, și în cazul secretarului general, și în cazul contabilului, plus că mai sunt al domnul Boboriș, doamna Popa, și în cazul postului primar. Deși tot ei se contrazic. Și mi-a dat un articol de lege în care spune că la încetarea contractului de muncă se plătesc totuși zilele de concediu neefectuat. Păi eu în 2020 mi-am dat demisia. E clar că din 2020 nu mai discutăm de acea problemă. Domnul Mihalci a încheiat mandatul pe 21 octombrie. Da? Da. Trebuiau plătite oricum zile de concediu. Hoborici Petre și-a dat demisia. Trebuiau plătite oricum. Doamna Popa, eu încetat raport de muncă și la pensie. Deci oricum trebuiau plătite. Sincer, cred că îi dovedim și la capitolul ăsta. Nu e, te-am înțeles, după un an de zile ai dreptul, dar plătiți zile de credit unitate. Eu i-am lăsat cu interpretarea lor, am făcut notă divergentă, deci nu, am spus că nu sunt de acord cu modul lor de a pune problema. Ei ne-au spus să recuperăm sumele, eu am contestat. O să vedem ce spune instanța de judecată. Dar eu cred că aici câștigăm. Au avut, auditorii n-au avut niciun, nici Dumnezeu n-au avut. O imputa bani și la culte. Ați văzut ce scrie acolo? Că n-ar fi folosit banii cu scopul de a, pentru cheltuieli de întreținere sau reparații la bisericile din cult. Da, am văzut, la culte n-a și la... Da. Între timp, preoții au depus documente justificative, că aveau timp până pe 30 astăzi să depun documente justificative și suntem amortizați cu cheltuiala. Acest punct va fi scos din... deși nici pe asta nu consider normal. Au mai reținut faptul că din cauza neplății la timp către furnizorul E.ON ne-au facturat penalități de 308 lei. Păi, domnule, dar să vă spun de ce. La începutul anului, legea spune că folosești o anumită parte din bugetul până să aprobă nou. Noi am aprobat bugetul în aprilie. Da? Da. Până în aprilie, noi ne-am gândit că folosim a 12-a parte aia din cum a fost pe anul trecut. Dacă ne-au venit primele facturi la Corintra Stămânul, era să ne lemnim. Când noi plăteam 4.500 pe lună și ne-au venit 9.800. Automat am mai avut bani să plătim și am întârziat până la aprobarea bugetului. Adică a fost un caz de forță majoră, nu că am vrut eu să nu-i plătesc, doar n-am avut de unde. Că trezoreria m-a întrebat, dar ai depășit, deja ai depășit la 12-a parte din anul trecut. Deci a fost o chestie pe care nu am vrut să o înțeleagă, pur și simplu. A doua problemă, același lucru. De foarte mulți ani, dar cred că de niciodată, angajații primării, mai ales cei care ocupă funcții importante, nu fac niște cursuri de perfecționare. Și am spus, indiferent că o fi de bugetul de sărac, legile s-au schimbat de atăvălug în ultima vreme. Obligă. Legea ne obligă, la 25 de angajați, să mergem la minim 2 ani la cursuri. Și am luat o parte din contabil, secretar, consilier de achiziții publice și am contractat niște servicii de cursuri. Trebuiau să plece în noiembrie, nu? Noiembrie. În noiembrie, HG, stare de alertă, se suspendă cursurile în format fizic. A fost vina mea că nu a ajuns, n-am putut. Am mers la cursuri, când s-a dat drumul, am merge la cursuri. Nu, domnule, că ai plătit în avans, trebuie să recuperăm 1.800 de lei.
am contestat și punctul ăsta, am dat seama că nu-l consider. Deci nu consider justificat aceea, nu a fost din cauza mea, a fost un caz de forță majoră, nu că nu m-am dus, n-am vrut eu. M-am dus că așa a venit legea de la guvern. Punctul cel mai grav din tot ceea ce ați văzut așa este cămin cultural Dumbrav. Deci este punctul cel mai grav din toată decizia. Am de recuperat 53.418,46 de lei. Plus de recuperat cei pe expertiză, plus de recuperat cărțile tehnice, care nu le-am început. Acolo sunt într-un impas general. Oricât aș vrea, nu. Nu pot. Deci acum sunt aici la partea în care mă duc la început o nouă expertiză generală pe toată clădirea, pe toată lucrarea, în care să mi se spună ce s-a plătit, ce nu s-a plătit, cât mai e de plătit, ce reprezintă prejudiciul ăsta, care plăți au fost făcute în ilegal, să mă îndrept împotriva constructorului, dacă mai am timp, dacă factura e în termenul de plată, dacă nu, mă îndrept împotriva fostelor datorii. Și o să ținem din litigiu în litigiu aici. Și mă deranjează chestia asta, că eram oarecum aproape gata, dar acest punct din Curtea de Conturi m-a zvârlit de la început înapoi. În rest, asta este decizia Curții de Conturi. V-am adus-o la cunoștință. Mai sunt probleme contestate referitoare la taxa de salubritate, dacă ați văzut. Am contestat și pe alea, dar nu sunt prejudiciu. Dar observați modul de a gândi a noi administrație taxa duce la un prejudiciu mult mai scăzut față de cum era înainte. În primul an 2019, auditorii consideră că, dacă ați văzut, primul prejudiciu care îl stabilesc ei este de peste 80.000 de lei. Scade la 50 ceva de mii, iar pe timpul la care am instituit nou consiliu, nou tip de taxă, se duce undeva la până în 20.000 de lei prejudiciu. Deci taxa, așa cum am stabilit-o noi pe Consiliul Local, este mult mai aproape de adevăr decât când era înainte per persoane. Și știți că am avut discuția pentru noi. Astea sunt. Vezi câteva... Discuții care așa care... Vezi câteva puncte. Nu știu când ați văzut raport așa, decizia așa de micuță. Eu cred că l-am și acasă, dar nu era grav. Faptul că n-ați văzut pe timpul administrației pe care o conduc, n-ați văzut la constructori sume de bani imputate, înseamnă că se lucrează cu devizii reale, se lucrează corect, judicios cu bani publici, cu respect față de bani publici. Fără concedii. Aici nu s-a aprobat proiectul. Da, da. Se ia la cunoștință. Îmi scrie la cuvânt cu privire la... Nu știu. M-a interesat din aia șase, dacă ziua pe aici. Nu. Nu știu, că am mai dat banii. Sunați-l pe domnul Călin, pe domnul Diaconu Sandu, pe domnul Mihalcea. Da. Da. Dacă-i bine, că am recute de contul în... Nu știu ce. Altul m-a dat la domnul Pașu. Era mulți care am dat banii acolo, dar imens contabil, n-ai nicio șansă. M-am s-a dat. Prezentai chitanța la... Judecătorii deja mi-a dat să primăria și în tribună. Da, nu s-a plătit. Era domnul Andreescu care a comentat noi cu mine așa. O să iei 400 de lei, nu știu, dar 12 mii așa. Da, domnul. Da. Da. Asta e că nu partici, nu partici. Asta e dacă nici nu decizia, o vedem pe următoarea peste 3 ani. 3 ani. Trecem la suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, lucrări amenajare exterior, clădiri administrative, strada Pătrășcani, Cătun Pătrășcani, Comuna Burevoie, județul Bacău. Domnule primar? Da. Am derulat, am făcut achiziția, am semnat contract cu firma de execuții. În timp ce s-au apucat de lucrat, au constatat că ar fi nevoie de niște lucrări suplimentare de făcut la școală, pentru a întări totă structura de rezistență, ea fiind destul de veche. Și s-a mers pe o întărire, totuși, prin tencuire. Să nu încercăm să încărcăm pereții atât de mult, pentru a nu-i îngreuna. S-a mers pe structură de lemn, nu? Cu OSB și aia, deci OSB-ul placat cu izolație exterioară.
ca să nu, să nu, totuși, să nu riscăm să pici deja fațada existentă. Bine, întâi dată fațada veche care nu prezenta garanții jos. Da, jos. Asta înseamnă 20.000 de lei în plus cu tot cu TVA, asta înseamnă. Asta s-au făcut, adiționale pentru, proiectul ăsta. Devizul general se modifică cu încă 20.000 de lei plus față ce am aprobat anterior. Nu e nimic. Primul lucru s-a făcut acolo și era preparat. Nu, a fost o lucrare neprevăzută, nu, nici nu ne-am așteptat, dar în clipa în care constructorul s-a apucat de lucrat, a spus, domnule, nu țin. Tencuiala asta nu țin. Ce propui? S-o dăm jos. S-o dăm jos, îmbrăcăm cu OSB, cu structură de lemn, da? OSB. Și după aia, colesterin pe exterior. El deja am înțeles că totuși lucrează acolo. Noi căutăm să mergem cât mai subțire, că e problema banilor, deci am realizat o expertiză. Care expertiză la vechimea clădirii ar fi dus la demolare. Și atunci, totuși, să rămânem cu construcțiile respective și astea, am încercat soluția cea mai simplă. Soluția cea mai simplă, când s-a ajuns la verificare, s-a demonstrat că... Găsești și poate și alte... de neprevăzut. Exact. Deci n-ai cum. Pentru că noi, știți, avem două variante. Varianta cu autorizație de construire, avizii, bla bla bla, care implică sume și cost, și costuri. Sau varianta în care încercăm să conservăm ce avem în patrimoniu, lucrări de întreținere, cum ar veni. Noi am zis varianta asta, că dacă era să merg pe variante de reabilitare, vine expertiza, spunea, nu se mai merită să mai fac, dar eu nu vreau să o dărâm. Sub nicio formă. Acolo votează oameni din Pătrășcani. Nu aveam o posibilitate la ea, acolo ne-am cumpărat. Am văzut doamna Daniel Chiriac, o dată o doamna Gatipoman. Până ajungem să vedem clădirea reabilitată, deocamdată... Nu, e bună, clădirea e foarte bună, e mijlocul satului. Adică ați văzut că n-am venit la nicio... De când sunt primar, n-am propus demolarea niciunii construcții pe care o avem. Avem puțini, avem foarte puțini construcții ca la patrimoniu. Dacă le mai ești dărâm, când mai fac alta în loc? Dar de dărâm mai ușor, de construcții mai greu. Nu, asta nu o să știi, e nevoie, doamne, ceva, mai stă. Ceva. O să iasă frumos, o să aibă un aspect exterior, se lucrează și la scările, o să schimbi și pazia și tot, se schimbă și sistem termopan, o să arate bine ca și construcții din afară, nu o să mai fie abandonată. Deja locul de joacă e acolo, e frumos. Adică e spațios față de iamă. Ai în spate, este și terenul ăla în spate. Putem să facem un teren de sport acolo, putem să dezvoltăm zona. Da, totul pleacă de la aspectul exterior al clădirii, care este într-adevăr dezolant. Pe interior să mai faci ceva? Interior să facem cu băieții noștri. În interior nu mai ușor să lucrez cu compartimentul de servire decât la exterior. La exterior implică schel, lucrul înălțimii, știți cum. Riscuri. Da. Riscuri, da. Dacă mai sunt înscrierea cuvânt? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Ordinar. Vă mulțumim frumos, declarăm ședința încheiată.